Și începem cu știrea zilei, atac sângeros la ruse lângă Giurgiu, un român condamnat pentru trafic de carne vie și a împușcat soția, o bulgăroaică, în salonul de înfrumusețare pe care femeia îl deținea. În vârstă de 39 de ani, victima, mama a doi copii, este în stare gravă la spital. Atacatorul a fost găsit mort în propria mașină, foarte aproape de podul Prieteniei. December 13, 20, un apel la 112 anunța că o tânără în vârstă de 39 de ani este în pericol. Ianița Nicolova era în salonul său de înfrumusețare în centrul orașului bulgăresc Ruse. Mama femeii a fost cea care a dat alarma, probabil auzind într-o discuție telefonică țipetele de ajutor ale tinerei. A cerut intervenția polițiștilor. Până la sosirea forțelor de ordine, rudele victimei s-au dus la salon. Totul era încuiat, dar pe una dintre ferestre au văzut-o pe Ianița. Era imobilizată și zăcea într-o baltă de sânge. Rudele au spart geamul și au intrat să-i salveze viața. Пострадалата е намерена, простреляна с огнестрелно оръжие, с значителна кръвозагуба и след като са премахнати намерените на ръцете и белезници, е откарана в университетската болница в град Русе, където е оперирана и е оказана спешна медицинска помощ. Femeia era conștientă și a reușit să le spună anchetatorilor că cel care o împușcase era chiar soțul său. Victima a pierdut mult sânge, iar colaboratorii săi au început să facă apel la oamenii din Ruse să doneze sânge. Изключително съм разочарована, че продължава да има насилие над жени. Хайде да помогнем и да дарим кръв заедно. Ianița este cunoscută în orașul de peste Dunăre ca Regina Unghiilor. Avea o afacere de succes și presa titrează că cei doi copii cu care se afișează pe rețelele de socializare sunt din mariajul cu românul. Alin Marius este din Giurgiu, iar procurorii spun că o criză de gelozie l-a făcut să apese pe trăgaci. A fost singur atunci când a încercat să-și asasineze soția cu un pistol Makarov. Ar fi tras un singur foc, spun anchetatorii. Românul a fost găsit în aceeași noapte. Извършителят на това деяние е установен, намерен в автомобил семеен, който ползва отпреди, и е установено, че е починал в резултат на задушаване. Alin Marius avea 46 de ani, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru trafic de carne vie. Sub pretextul unui job de menajeră în Italia în anii 2000, Alin a transportat o tânără în Bologna, unde a obligat-o să se prostitueze. Fata a scăpat atunci din rețeaua condusă de Alin Marius și un albanez și a denunțat la carabinieri. În 2009 a fost condamnat definitiv, dar a fost încarcerat abia în 2018. Bărbatul a reușit 9 ani să se ascundă pentru a nu face pușcărie, cel mai probabil la familia sa din Ruse. În iunie 2021 a fost eliberat condiționat, deși executase doar jumătate din pedeapsă. Și mergem chiar acum la colega noastră, Ana Ciuvică, este în fața salonului unde s-a întâmplat totul și ne dă detalii. Bun găsit, Ana! Spune-ne întâi care sunt ultimele informații despre starea femeii. Bună seara, Sabrina, bun găsit tuturor! Femeia se află în continuare la un spital de aici, din Ruse, în stare critică. Acesta este locul unde ea a fost împușcată de iubitul ei. Într-o seară, după program, acesta ar fi venit la acest salon și ar fi tras un foc de armă în abdomenul femeii. Se văd aici urmările acestui eveniment. Vedeți pe jos aceste geamuri. Sunt geamurile sparte de prietenii femeii atunci când au venit și au găsit-o în timp pe podea. În continuare se fac cercetări în acest caz pentru că trebuie să stabilească polițiștii ce s-a întâmplat cu exactitate. Bărbatul este principalul suspect, iar din ceea ce știu anchetatorii și ce spun în acest moment, se pare că motivul ar fi fost gelozia. Continuă așadar cercetările, iar femeia este în stare critică la spital. Prietenii și apropiații ei cer oamenilor să vină și să doneze sânge pentru a-i salva viața.